Salutare tuturor și bine am găsit episod. Astăzi, fraților, în Clash Royale a mai apărut un challenge foarte profitabil, dar și foarte, foarte canceros, în care am făcut 0 winner cu free chance-ul și un win deja cu 100 de gemuri, pentru că să reintri în challenge costă 100 de gemuri. Despre ce challenge este vorba? Este vorba despre Sudden Dead, acum și-o spun că e Dead Challenge, dar e TH, eu citesc ca F, ca un fel de F, așa că nu mă criticați și... Poate voi ați învățat diferit, eu am învățat tot diferit, așa că fiecare pronunță cum dorește și ca să fie pe înțeles. Ok, ca să reintri în challenge acesta costă 100 de gemuri, dar câștigi ca top prize 11.000 de gold, 550 de cărți, foarte, foarte ok, în comparație cu un classic challenge, numai că ăsta e 10 gemuri, ăsta e 100 de gemuri. Vedeți, diferența este de 90 de gemuri. Dar aici îți dă la... două win-uri îți dă 1500 gold, la 3000 de win-uri îți dă 5000, la 7500 îți dă, la 8 win-uri îți dă 7500, la 10 win-uri îți dă 15000 și la 12 win-uri 30000. Practic faci aproximativ 100.000 de gold, chiar dacă nu e 100.000 de gold, dar în orice caz pe aproape de 100.000 de gold. Și asta e foarte, foarte ok pentru 100 de gemuri. De 100 de gemuri nu cred că îți cumperi foarte mult gold, îți cumperi de 500 de gemuri îți cumperi, uite, cu 10.000. De acolo cu 100 de gemuri câștigi aproape 100.000 de gold și asta e foarte, foarte ok. Am făcut un win, am făcut două win-uri și prima dată am făcut 0 win-uri. M-am încurcat că eu și am uitat. Un challenge foarte canceros, mai ales dacă dai de ăștia foarte cancer. Vedeți aici, am făcut 0 cu 0, 0 cu 3 și aici 2 cu 3. Mai mult n-am putut pentru că, fraților, pic cu player foarte canceros și nu pot să mai descurc. Vedeți și aici, uite cu Jack Deck a intrat în joc, frate, uite cu de ăsta, cu Goblin Barrel și cu chestii de-astea. Pe ăsta l-am bătut, dacă pe ăsta l-am bătut am avut noroc, dar pe ăsta nu l-am bătut, pentru că stătea și m-a pus joc cu prințul, eu, vedeți, intru cu Deck, am pus minerul în loc de pompă, știți că eu joc cu pompă. Doar că am pus minerul să văd, bă, poate ok, că acolo își vedeți și double elixir. Și după uitați cu ce player am picat versus, uite, cu mortar fucking mi-au pus din prima rundă câte doi mortari în față. Și doar cu mortarul m-a bătut, frate, uite, dă să ne punem aici aici. Și să vedeți cum m-a bătut, foarte, foarte canceros m-a bătut. În primul și un minut în trecut, că el deja, uite, pune un mortar aici, vedeți, se încarcă elixirul, pune un mortar. Și după ce faci cycle-ul până la următorul mortar. Și m-am umplut de mortar și care s-a dus pe tower. Pentru că vedeți că eu aproape cărți nici n-am avut ca să... Aici am pus o pompă pentru că nu știam ce dracu are. Și mai bine puneam un Mega Knight, dar așa am pus chestia asta de prinț, Dark Prince. Dar mai bine puneam Mega Knight. Eu nu știam că el a... Că doar cu mortarul așa să mă bat. Uite, pregătește încă un mortar. Aici am pus Wizard. Vedeți că nici nu reușesc să fac un... Uite, iar pun un mortar. Vedeți, el își face fast cycle și mi-a îngheat trupele. Și eu n-am cu ce să pușez. Stăteam și pușam cu Dark Prințul că să omor mortarele, pentru că altceva nu știam ce să fac, nu știam cum să-i scot mortarele din joc. Uite, mai pun încă un mortar. Și cu mortar de level 9 m-a bătut și... Da. Și uite, mai are și rachetă. El acum a dat acolo o rachetă și un loc și niște săgeți, eram rip și așa. Dar nu, el a așteptat să mă maturalez. Uite, 300 viață, uite cu... Voi vedeți doar cu mortare mă bat și nu puteam să-i retarghez pentru că n-am zap. Și uite că am pierdut. În felul ăsta. Nu știu, poate a fost greșeala mea, poate habar n-am. Spus un Mega Knight, cred că se schimbau lucrurile, dar nu știu. Și am zis că dă să filmez acest episod. Vreau să fac un live stream cu acest challenge, dar am zis, bă, dacă e așa de canceros și nici măcar nu reușesc să fac mai mult de 2 win-uri sau mai mult de un win sau mai mult de 0 win-uri, mai bine și n-aș face un live pentru că asta durează foarte puțin. Mai bine să mai joc la un challenge, la așa un episod super fain. Și da. Și fraților, deja de săptămâna viitoare o să apară episoade în fiecare zi la ora 4 după amiaza, ca să veniți voi, să veniți voi de la școală și să vă puteți uita la un episod normal, să nu pun de dimineață și să nu vă puteți uita la acest episod. Dar așa, după amiaza, cred că o să fiți destul liberi, majoritatea dintre voi, și o să vă puteți uita foarte, foarte bine la un episod. Bun, hai să ducem noi aici la challenge. O să rămân cu 1000 de gemuri pe care deja o să le păstrez pentru legendary chest și da, și mi-am apărut și încă și prințesa în shop. Cost 40.000, pot să mi-o cumpăr pentru că nici nu am, pot să-i dau unlock, dar momentan n-am nevoie de dânsa. Momentan, fraților, nu o să cumpăr nicio legendară. Momentan vreau să farmez gold. Vreau să farmez gold și deja după, dacă o să se simt nevoia, o să cumpăr legendar. Momentan nu am nevoie, frate. Chiar dacă deja, uite, a doua legendară nouă pe care puteam să o cumpăr,
vedeți că prea repede apare legendari, așa că cât să arena 10, o să-mi apară legendari foarte, foarte des, așa că nimic n-am de pierdut. Ajungem și noi aici la challenge, chiar dacă dau 100 gemuri degeaba și după nu o să mai am gemuri pentru că nu mai vreau să bag bani în joc, dar cine știe dacă o să fie ofert foarte, foarte bun, poate o să bag. Asta nu e probabil. Ok, hai să ajungem și noi la battle, am făcut 2 win-uri, am luat 1500 gold și să mai dă și aici 1000 de gold dacă faci 2 win-uri, hai să ne-am dus. Sper să nu dau de cineva foarte cancer, deci vedeți că X2-ing și overtime is sudden that the challenge. Și practic am cu ce să câștig, dar trebuie să joc normal. Dacă nu joc normal, e degeaba. Dă-ți spune Inferno Tower, vedeți? Opa, ăsta și-a pus, ăsta joacă cu Xbow. Bă, eu tot am jucat cu Xbow, am intrat în challenge cu Xbow, cu, știți, aveam înainte un deck cu Xbow, știți? Sau nu știți? Aveam un deck cu Xbow cu care mă jucam înainte. Acum nu mai joc cu Xbow-ul ăla, pentru că nu-mi prea place, adică deja am Mega Knight și n-am nevoie de Xbow-ul ăla. Bă, văd că ăsta deja iar face prostii pe aici, ok, am dat iar de altul canceros cu meta deck-uri și cu prostii de astea, vine cu Knight-ul și vine cu toate prostiile astea. Bă, și nu întreb Mega Knight-ul, că acum și-ar spune Xbow, a spune Xbow și noi punem aici Mega Knight-ul. Bum! Și care s-a retargat pe tower și am pierdut. Deja prima intrare, primul lose, nice. Nice, 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 primul lose cu fucking mortarul. Du-te frate, ai mortar de level 2 și m-ai bătut, serios. Serios, coaie. Dau 100 de gemuri să intre tu și să mă bați. De-aia n-am făcut live, frate. Înțelegeți acum? Am și de cu mortarea, că cu ăsta am făcut un win. Primul win am făcut. Du-te frate, mai bine intru un classic challenge cu 10 gemuri și mă joc acolo. Știu că câștig 100 de cărți cu 10 gemuri. Dacă fac... Doamne ferici, dacă fac 12 win-uri. Cum frate să joci în felul ăsta? Aici e doar cancer, cancer și cancer. Și nu mai intru pe... Coaie când... Când n-am Mega Knight ăștia, pic cu de ăștia cu Mega Knight. Și cu Inferno. Ha, și poate fi mai perfect de atâta. Și poate fi mai perfect de atâta, eu nu știu. Scheleton arme aici. Dar du-te frate cu țânțarul ăsta tău, băi. Am dat counter la Mega Knight, dar la restul. La rest, dar du-te frate cât Mega Knight ai. Eu n-aveam atâta Mega Knight cât ai tu. Nu înțeleg, băi, de unde ăștia și au elixir, că-i... Chiar nu înțeleg, eu trebuie să-mi pun Xbow, îmi pun Xbow aici și marș drecu. Văd că ai zburătoarea aia, așa că puțin îmi pasă. Dar du-te frate, pui balon! Joci cu fucking balon! La ăsta mai dau eu counter, da. Balon nu a dat niciun hit, ok. Aici băgăm Valkyria. Dar nu, că își pun Mega Knight-ul și am belit-o. Sau execționerul și ea că mă moară tot acolo. Du-te frate, pui mei. Bă, măcar egalitate. Du-te frate, pui mei. Chiar în felul ăsta să joci, în felul ăsta să intri cu așa deck. Dar du-te mă, și îmi dai frizul ăsta să-ți bagi frizul în bortă. Măcar bine că ăștia... Îl înconjoară și gata-i. Dar bă, și ăsta! Cum bă să joci și felul ăsta? Nu înțeleg! Du-te bă în chelea ta eu bă! Du-te de aici! Și balon și Inferno! Mai pune-o pe măt așa să fii perfect! Frate, mă scuzați că dau rage, dar chiar în felul ăsta, bă, în felul ăsta. Nu-și spun. Uite, bă, e un zero win, dau 100 de gemuri și fac zero win-uri. Bă, nu, la niciun challenge mă enervam, bă, în felul ăsta. La niciunul. Pompă, dar să-ți bagi pompa în cur. Dar du-te, mă, și ia asta! Du-te, băi, de aici, măcar un hit să-mi dea.
Hai că i-am scos dragonul. Perfect, dar dacă își bag un balon, eu am ăsta. Și ăsta are lava hunt, lava lun. Really? Dar ăsta are numai zburătoare, că acum ar trebui de morta cu de ăsta. Cum frate își bagă toate zburătoarele aici? Oh, te-și dă fireball-ul, ia la dânsul. Îi dă ăsta rebel, bă, iar își bag lava, frate, iar lava. Du-te, frate, ești în pușcă, du-te, ești în pușcă, ei. Și, serios? Cum, băi, cum? Cum ăștia pot să mă bată, dar eu nu pot? Macar bine mi-a dat un inferno, să mă... Du-te, frate, că altă dată la challenge cu 100 de gemuri nu mai intru. Bă, frate, cu legendare chest nou win-uri am putut și acolo era draft, după părerea mea cred că e mult mai greu. Și ăsta unde e easy, cu, dacă intru cu un deck de ăsta nașpa. Really, coai, really. Really. Show tournament, level. Level 9. Nu-s mai intru odată? Ce-s fac eu acolo? Ce-s fac? E ca ce-s fac eu în challenge-ul ăsta? Pentru... Stau 100 de... De-astea că să... Link-dești-le pe urmă. Și uite, dacă mi-apar două legendare chest-uri, n-am să-i pot cumpăra, să pot doar cumpăra numai unul. Du-te, frate, că nu intru eu în challenge-ul ăsta, n-am eu și căuta acolo. N-am eu și căuta 12 win-uri? Normal că ăștia au pus atâta gold, că știa că nimeni n-a strădit până acolo. Doar de ăștia super profesioniști. Clar. Mai bine eu să intru într-un classic challenge sau un alt challenge unde 10 gemuri. Sau doar altă dată în viitor o să intru doar cu free entry, nu o să mai dau gemuri, habar n-am, cred că așa o să fac. Bine, fraților, sper că vă plăcut acest episod, dacă este așa, uitați-vă un like, să vă abonați, dați-vă un așa cum ajută enorm mult. Iar noi ne vedem deja data viitoare cu un alt episod. V-am papitați, pe toți, pa, pa!